Domnul Ionel. Avem domnul Cristi o mânzuță care face 2 ani în sfârșitul lui iulie. Da. De pe armăsarul Tornado, că știe mult din țară, de la domnul Miuțescu și o ia pe românească de la noi din zonă. Da, e un murg foarte frumos închis. E o mânză. Are o culoare murg închis, frumos. Stai cum se vede acum, așa nu putem face. Și au fost tot afară mânza. Da. Numai că au fost urmă mai cu minte. O mai legat-o. Da, dragă. E prietena ta. Domnul Ionel. Da. O mânză frumoasă, bine legată. Lungă, musculoasă. Mulțumesc. Un cap frumos, expresiv. Eu zic că este ceva frumos. Acum... Copită frumoasă, rotundă. E încă tânără. Dar... O mânză de viitor. Așa zicem, că o să fie o mânză de viitor. O iubește... Vreau să o țin, că am sora ei tot de pe Tornado, aici o să o vedeți, o iau tot, cu mânz. Tot pe culoarea asta? Tot pe culoarea asta și vreau să o fac pereche cu ea. Și apoi dacă domnul mă ajute, da. O montez la toamnă cu cornul. Și... Scoada i-a fost roasă de un vițel. Să mai întâmplă treburi dintre astea? Dar nu-i problema aia. Nu-i de vânzare asta. O vând dacă primesc bani mulți. Domnul Ionel, îi o vorbă. Da, vrei calitate? Plătești. Da. Dacă vine cineva, vrei să te dai cu Dacia? Plătești cât pentru Dacia? Vrei să te dai cu Mercedesul ăla verde frumos ce e în față acolo la curte? Modelul ăla din 95 sau nu știu de când îi dai șmecheră mașina. 2002? Da. Nu mai fac ăștia limuzine cum e mașina aia de afară. Domnul Nicușor, place cea la domnul Ionel? Da. Hă? Da. Treabă bună? Foarte frumos. Domn Cristi, aici avem produs de la Corbu. Asta micuță, e pata lui Neagra. Da. De anul trecut, în 20 mai, o să fac un an. Da. Și asta mai mare e mama lui Madonna. O să o vezi mai târziu, are mânzuți mici. O pereche foarte frumoasă de mânze. Foarte, foarte frumoase. Imediat, îi țin acolo într-un badoc. Îi de înțeles, îi de înțeles că... Nu chiar cum aș vrea eu, dar așa e pe pământ, nu pot să le facem toate cum vrem. Important e, domnul Ionel, important e că mânzele sunt foarte frumoase, arată bine, le-ați împerecheat frumos. Sunt sărut de tată, de la Corbu. Hai, Meri. Le-a spus nume la mânze? Da. Asta mai mică ce nume are? Asta mai mică este Mana. Mana și cealaltă mai mare? Că asta e de la tată și fică. Și cealaltă? Cealaltă e Meri. Ei. Dacă te rog, aduci copățelele două.
Domnul Ionel. Da. Numai un pic că avem un cadou pentru dumneavoastră. Poți să le leg aici? Da, le puteți lega. Domnul Ionel. Sunt oaste blânde, sunt aici. Da. Oricare, Mana, Miri. Deci Mana și Miri, da? Da. Foarte frumoase. Domnul Ionel, aici din partea noastră o mică atenție pentru... Vă mulțumesc frumos. Să le puteți pune la mânzele astea două negre, pentru ele. Da, ați văzut cu... Când ajung ele așa să fie... Așa, tricolorul românesc. Să le pun astea. Cu tricolorul... Să venim să le filmăm, să aibă și ele mânzut. Da, da. Foarte, foarte. Mulțumesc frumos. Cu mult drag. Așteptăm, domnul Ionel, așteptăm... Să fie mânzut. Bun. Ele cred că azar să se bată. Asta e înainte. Tată, fică cu tată. Și să zice că e o mană gereasă. Am înțeles. Dar e foarte frumoasă, amică. Da. Aia mai mare. Domnul Ionel, întrebare. Domnul Ionel, întrebare. Zi. Care e diferența între vârste la mânze? Mai nu știu. Aproape două luni. Două luni? 6 săptămâni. El e cu ele aici, eu nu uzi cu ele. Omă. El moștenește că asta a fost o boală mega. Așa. Și a scăpat de ea? Încă nu, dar mă forțez. Domnul Cristin, vreau să vă prezint aici. Da. Pe domnișorul Biden. Biden? Da. Sper să nu fie nimeni ai, mă. Invidios sau să se supere pe mine. N-au de ce. Eu zic și că... Și dacă se supără, le trece. Trebuie să fie viitorul armăsar de reproducție. Da. El a spus că provine de la o iapă tot arteneză cu pedigree de la domnul părinte Avram. Da. Și de la Cor. Și mai târziu o să-l vedeți și pe Trump. Am și pe Trump. Am înțeles. Și dacă dă domnul și fata neagră tot un armăsăruș, o să-i pun nume Putin. Putin? Da. No, dar ăla trebuie să fie foarte puternic. Domnul Ionel. Da. Îi puneți Putin numai dacă îi păstă ăștia alți. Bine? Da, dacă... Dacă nu-i păstă ăștia alți, să nu-i puneți. Da, dar vreau să am puterile mari a lumii. Am înțeles. În România. Da, dar trebuie să-și... Să-și... merite numele. Încă o dată specific, îmi cer scuze pentru mânjii ăștia trei, că îi țin acolo într-un bădoc. N-are nimica că... Nu sunt curat cum aș vrea eu. N-are nimica că pe viitor... O să fie treabă bună. Aici trebuia trei căpăstre. Zic, era fain să fie trei căpăstre tricolore, dar... Nu, e bine. În aprilie, în 14 sau în 16 are un an și asta a făcut alaltă ieri un an. Mary. Ăștia ori fi părăiații, să știi. Și tot așa o să meargă. Acum nu știu cum o să fie. Da. Să fie bine, sănătos și pace. Eu îl văd pe el, mai bun și ca pe aia. N-ai ce să faci când dai drumul la tancuri.
S-a rupt sfoara. S-a rupt sfoara. O rupt-o, așa-i? Domnul Dan, ăsta e un spectacol foarte, foarte frumos. Noi putem să... Noi suntem foarte bucuroși că suntem aproape de spectacolul ăsta. Totuși, eu, dumneavoastră, sunteți mai aproape un pic ca mine. De spectacol. Știți de ce, nu? De ce? Că eu mă uit la ecran. Mai trag așa o geană și pe deasupra, dar na. Ești în Texas, în ăla, wow. Am un prieten, are fermă în Indiana. Adi. Un băiat foarte fain. Mai mulți omului care au ferme. Da, și mai am un prieten, l-am Sorin. Sorin. Da, uite, așa ne trei mânci se pui așa la oaltă cum sunt ăștia. Cam greu. Cam greu. În momentul de față cam greu. Toți sunt puternici. Da. Dacă vă aduce și el alți mânjoare să... Nu le poate da drum între ăștia. Cred că... Că atunci ar fi spectacolul și mai mare. Ionel, da. Crezi că poți să-i aduci și pe ceilalți doi? Nu. Nu? Nu, că după aia se lovește. Nu s-au obișnuiți împreună. O să-i dăm pe ăștia în curte, îi băgăm înăuntru, să-i lăsăm și pe aia. Era fain să-i ai pe toți cinci aici. E bine și așa. Da, dacă se lovească. Da, nu. Ca să nu se lovească, e bine așa. Aia. Domnul Ionel, da. Aici ultima prezentare, da. Pe care o să o facem în țarc. Care fac 2 ani. Da. Ne lăsăm și pe ele să alerge un picuț. Uite, aia e Marciela. Și asta e Dana.
Da. Asta-i da. Îl lăsam să se plimbe și el un picuț. Îl dus acasă și mâncarea să afară, hai, dați-mi partea asta, domnul Ionel, vă rog. Vă mulțumesc. Hai, tata, hai, Dana. Domnul Ionel, vă mulțumesc tare frumos pentru prezentarea cailor. Am făcut o prezentare frumoasă, putem zice.
aveți doi armăsari foarte frumoși, mânci foarte frumoși de viitor și mulțumesc. Vă apreciez foarte mult pentru treaba asta. Oricum aveți mult, mult de muncă cu, cu cai, nu vii ușor. Foarte mult. Nu mai am nici om acum, eu mă ocup de ei, dar îi mulțumesc Domnului că e bine tot. Da. Și vă mulțumesc și dumneavoastră. Aici. Domnul să vă răsplătească, să aveți multă sănătate. Aici cu domnul, mulțumesc la domnul Nicușor. Aici cu domnul Nicușor. Domnul prietenul Nicușor e prietenul meu. Și cu domnul Dan. El mă ajute la, la nevoie. El m-a ajutat și cu niște mânci anul trecut și acum ați 2 ani cu iepele, cu pășunia. Foarte bine, de asta suntem prieteni. Frumos. De asta suntem prieteni, să ne ajutăm. Și doresc multă sănătate la animale, la familie, la toți și numai bine. Da. Mulțumesc, da. Să ne vedem cu bine. Da, multă sănătate. Multă dacă sănătate. Să transmiți la cineva ceva. La toți prietenii din țară le transmit multă sănătate, la toți crescătorii de cai. Să le dea Domnul multă sănătate, pace, liniște și putere de muncă. Da. Și să ne ajute Domnul să, să fim cât mai mult în țara asta, ca să ținem să cai. Să fim cât a cât a uniți, uniți. Da, și să fim uniți cu... și să putem să facem ceva, măcar în ramura asta, în țara noastră, că uite, nu prea bine merg lucrurile. Dar sperăm să fie și mai bine.